Dă Biblia voie femeii să vorbească în biserică? S-a afirmat adesea că Biblia este patriarhală, sexistă, masculinistă, misogină. Opinie în susținerea căreia se citează versete ca femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele și să fie supuse. Sau, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Chiar dacă Biblia, ca orice carte, reflectă spiritul epocii în care a fost scrisă, să vedem dacă opinia în discuție chiar reprezintă gândul autorului al lui Dumnezeu. Ca și contraargument, găsești în Biblie femei în rol de lider național, ca Miriam și Debora, sau în onorantul rol de profet, ca Hulda, Ana sau fetele lui Filip. Pavel însuși, autorul versetelor în discuție, recomanda pe Phoebe drept prostatis, lider, protector, și îi atribuia rolul de diacon, nu de diaconiță, iar pe Priscila o recomanda drept sinergo, respectiv colaborator al său. Interpretarea cuvintelor lui Pavel drept misogine derivă din neînțelegerea contextului specific căruia îi se adresează apostolul. În epistolele amintite, Pavel nu dă directive morale generale, ci îndrumări circumstanțiale, menite să rezolve niște situații locale. Sentințele sale, să tacă, să nu orbească în public, să fie supuse, descoperă că respectivele femei trâncăneau în timpul slujbei, erau indisciplinate și disprețuiau ordinea și pe cei investiți cu autoritate. Despre ce era vorba? Contextul istoric ne lămurește pe deplin. Două fragmente din Odiseea ne familiarizează cu standardele eticii ale societății grecești. Când Penelopa, soția lui Ulise, voi să-și exprime poziția în prezența altora, fiul ei, Telemachus, îi ceru să tacă și să se retragă în camera ei. În contrast, comunitățile grecești, cărora se adresează Pavel, se prevalau de o excepție șocantă față de regula generală. Este vorba de două cetăți, Corint și Efes, centrele feminismului antic. Corintul adăpostea templul Afroditei, zeița activităților maritime și a sexului. Comparabil cu Amsterdamul felinarilor roșii, în cele trei temple și în numeroasele lor bordeluri, lucrau zi și noapte, după istoricul Strabo, circa 1000 de vestale prostituate, majoritatea fiind sclave donate de închinătorii bogați ai Afroditei. Tarifele, onorate de puzderia de marinari, unele urcând la 1000 de drahme, îmbogățeau finanțele cetății, iar preotesele, de care depindea în mare parte prosperitatea cetății, ridicau autoritatea femeii deasupra bărbatului. Epistola lui Pavel către Timotei se adresa bisericii din Efes. Cetatea era centrul cultului Dianei și rivaliza ca prestigiu cu Corintul. Templul Dianei, de 4 ori mai mare decât Partenonul din Atena și cu o arie de 20 de ori mai mare decât aria templului lui Solomon, era una din cele 7 minuni ale lumii. Și aici, prostituția sacră era integrată în închinare, iar femeia domina pe plan social. Cum și era de așteptat, biserica din aceste două locuri se confrunta cu o mulțime de probleme cauzate de mentalitatea feministă. Într-o meticuloasă analiză, Craig Keener, în volumul Pavel, Femeile și Nevestele, documentează istoric, lexical și cultural, care era marea problemă specifică Corintului și Efesului,
era femeia dominantă, indiscretă, guralivă, gălăgioasă și mai ales contestatoare a autorității legitime a conducătorilor. În special, expresia autenteo din 1 Timotei 2,12 punctează esența problemei. La noi, tradusă prin a se ridica mai presus, cuvântul semnifică mai mult decât atât. Clement din Alexandria folosește cuvântul pentru orgii sexuale în erotismul ocult. Alți autori antici leagă de el conotații de agresiune sexuală, violență și dominație. Se înțelege de ce Pavel abordează radical problema, pentru care apelează la cele trei criterii de autoritate. Mai întâi, o rânduială în bisericile sfinților. Apoi, legea, zicând cum zice și legea. Și în al treilea rând, normele sociale, spunând este rușine. Porunca lui Pavel să întrebe pe bărbat acasă este un citat direct din Plutarh, care în Moralia sublinea că vorbirea femeii trebuie păstrată în privat, acasă, și să vorbească doar soțului ei și prin el. Este totuși surprinzător să afli că în biserica creștină primară, în contrast cu convențiile sociale ale vremii, femeia nu era împiedicată să vorbească în public. Însuși Pavel confirma într-un verset din aceeași epistolă, 1 Corinteni, că femeile se rugau și proroceau în adunare. Lucrul acesta este cu atât mai semnificativ cu cât a proroci era sinonim cu a rosti o solie din partea lui Dumnezeu sau a predica. Dojana lui Pavel, deci, nu avea în vedere vorbirea în sine, ci trâncănelile fără rost, izvorâte dintr-un spirit impertinent și nebunesc. Astăzi, ca și atunci, ne aflăm între doi poli antagonici. Ordinea creației stabilită de Dumnezeu și noua ordine sau dezordine socială care ne dă atâtea bătăi de cap. În timp ce lumea bâșbâie prin nisipuri mișcătoare, cei care se consideră creștini ar face bine să se întoarcă la Biblie spre stabilitate și împlinire personală și familială. Dacă vrei să înțelegi mai bine Biblia, accesează primul link din descriere. Pe curând!